Revenim la discuția momentului despre arsenalul nuclear pe care îl are Federația Rusă și în paralel Statele Unite și NATO, pentru că discuția acum se poartă în ce măsură se poate recurge sau nu la această armă tactică. Vladimir Putin ar putea recurge sau nu la ea, vă rog. Pentagonul a dezmințit deocamdată că... Dacă întrebarea ar fi dacă pericolul acesta este real, răspunsul este clar, este un pericol real, imens. De ce este un pericol real? Pentru că există arma nucleară, există capacitate de a fi folosită, există personaje responsabile de folosirea acestuia care sunt într-o situație în care nu mai au altă ieșire sau par să nu mai aibă altă ieșire și există categoric posibilitatea întreburizării ei fizice, întrucât nu sunt necesare prea multe pregătiri. Arsenalul nuclear strategic al Statelor Unite și al Rusiei, cele două țări care au capacitatea de distrugere reciproc asigurată. Avem și harta cu numărul focoaselor nucleare. Este în general cunoscut, cifrele sunt cam astea, 5.900, 6.000, deci în jur de 6.000 fiecare, dar numai o parte din rachetele balistice intercontinentale care constituie osatura arsenalului strategic și cel care asigură descurajarea se află în serviciu. Parte din acestea, cam o treime, se află în serviciu de luptă permanent, deci gata de a fi apăsat pe buton și poate pleca. Deci există acest pericol enorm. Noi ne așteptăm, într-adevăr, parcurgerea unui anume proces până la folosire, lucruri care ar putea fi văzute și am putea să știm când se întâmplă. Dar cam o treime din aceste rachete balistice intercontinentale cu bază terestre și cu bază pe submarinele nucleare, cu propulsie nucleară, se află gata de lupte și pot porni în momentul... pot vedea această situație. Pot porni în momentul în care, s-ar da un semnal în acest sens. Spre exemplu, pentru Statele Unite, semnalul de folosire a lor ar fi decolarea rachetelor rusești. Deci nu ar mai fi nevoie de niciun alt ordin decât decolarea rachetelor rusești în cunoscuta formație de distrugere ar fi contracarată printr-o lansare de aceeași, la același tip. Problema, deci din punctul ăsta de vedere, există acest risc. Nu este o lege, distrugerea reciprocă asigurată care să asigure descurajarea, nu este o lege, nici naturală, nici juridică, ci este doar un concept. Acest concept a făcut ca de-a lungul timpului să credem, să trăim cu această iluzie că suntem asigurați că nu va fi folosită, întrucât cele două părți s-ar putea distruge reciproc. Problema este că lucrurile au evoluat destul de mult. În mod obiectiv, dezvoltarea armamentului nuclear pe diverse trepte și diversificarea lui până la niveluri foarte joase aduce la concluzia că fenomenul militar actual tinde spre trecerea la folosirea armelor de distrugere în masă de tip nuclear. Deci, din acest punct de vedere, utilizarea unei arme zise tactice, non-strategice, în cadrul conflictului din Ucraina este foarte posibilă și este foarte probabilă. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să creeze panică, ci înseamnă doar că trebuie să privim lucrurile așa cum sunt. De ce? Pentru că, pornind, spre exemplu, la aprecierea pe care și domnul ministru Cioran a făcut-o, noi judecăm confruntările prin prisma teoriei actorului rațional sau alegerii raționale. Noi credem că și acum Putin ar trebui să fie un actor rațional. La ora actuală Putin nu mai are nici o ieșire favorabilă, absolut niciuna. Din păcate, nici noi nu mai avem o ieșire favorabilă, mă refer la comunitatea euroatlantică, întrucât nu avem cum să încetăm sprijinul pentru Ucraina. Dar nu putem să avem nicio reprezentare asupra rezultatului acestui conflict. Ce înseamnă victoria cuiva? Victoria Rusiei ar însemna să rămână cu acele teritorii anexate și să se facă pace. E imposibil. Ucraina, deci nu există forță politică în Ucraina capabilă să accepte o astfel de situație. Chiar dacă noi, la ora actuală, am dorit să ferim lumea de o catastrofă, ar trebui să cerem Ucrainei un astfel de sacrificiu. Nu-i posibil, pentru că nu ar asculta nimeni de Zelenski într-o astfel de situație, s-ar produce război civil și tot s-ar produce în continuare război. Putin sau oricine altcineva din guvernarea rusească nu are cum să se retragă, să accepte că a greșit, să accepte să plătească despăgubiri de război și să
construiască o societate democratică în Rusia capabilă să plătească aceste despăgubiri de război timp de 50 de ani sau de 30 de ani. Nu există forță politică aptă în Rusia să conducă o astfel de societate. Bun, deci riscul, deci riscul major este riscul destrămării Federației Ruse. Ori acest risc foarte probabil ar putea fi declanșat de utilizarea demonstrativă sau directă aceste arme nucleare. Imediat o să discutăm și despre posibila reacție a NATO și ce ar trebui să facă România, dar să vedem și o analiză radar geopolitic pe acest subiect, vă rog. Pe fondul general al contraofensivei ucrainiene în nord-est și sud, precum și al anexării ilegale a celor patru regiuni ucrainiene, retorica nucleară a Kremlinului a atins în aceste zile cote iraționale. Dincolo de această retorică, pericolul declanșării apocalipsei nucleare nu poate fi ignorat, trecut sub tăcere. Prezentăm câteva elemente generale extrase din surse deschise, cu privire la ceea ce experții de la Federația Oamenilor de Știință Americani au numit harta nucleară a planetei. Estul, adică Rusia, dispune oficial de 5977 de ogive nucleare, din care 1588 în poziție de luptă. Vestul, adică NATO, dispune de 5944 de ogive nucleare, din care 2053 în poziție de luptă. Celelalte state, oficial posesoare de arme nucleare, dispun în total de 675 de ogive, China 350, Pakistan 165, India 160. Teoretic, acestea nu s-ar afla nici în totalitate, nici parțial în serviciu de luptă permanent. S-ar adăuga arsenalului nuclear alte 90 de lovituri în posesia Israelului și probabil 20 în posesia Coreei de Nord. Statistica menționată nu spune însă totul în legătură cu pericolul pe care acest arsenal îl prezintă pentru omenire. Ea oferă doar expresia matematică a modelului politic al stabilității globale pe baza capacității de distrugere reciproc asigurată, de care dispun cele două mari puteri nucleare, Rusia și Statele Unite. Dincolo de această hartă se află detaliile privind structura arsenalului fiecărei părți, ponderea componentelor terestre, aeriană și navale ale arsenalului strategic, vulnerabilitățile și punctele tare ale fiecărei părți, doctrinele privind prima folosire, tratatele de limitare reciprocă, telefoanele roșii menite să prevină declanșarea unei catastrofe. Acum se comentează despre posibila utilizare a așa numitei arme nucleare tactice, adică a loviturilor de mică putere, transportate la țintă cu vectori cu rază de acțiune mai scurtă. Teama că acest lucru s-ar putea întâmpla și în estul Europei nu mai este una nejustificată, dar nici isteria apocalipsei nucleare nu ar fi soluția optimă. Domnule general, care ar putea fi reacția NATO? În cât timp NATO ar putea interveni în cazul utilizării de către Rusia unei arme nucleare tactice și ce ar trebui să facă România sau ce face România? Reacția NATO trebuie să fie în funcție de ceea ce s-ar întâmpla, deci de evenimentul care s-ar putea produce. Știm încă de la început, de la începutul lui ianuarie, că atunci când s-a conturat această invazie, ea a fost însoțită de acea amenințare nucleară. Cu câteva zile înainte de declanșarea din 24 februarie a acestei agresiuni, a avut loc un exercițiu major nuclear în Rusia, în care au fost lansat vector de fiecare categorie. A fost lansată o rachetă nucleară balistică intercontinentală, de undeva de la nord de Moscova până în Kamchatka. A fost lansat de pe un submarin rachetă balistică intercontinentală, care fac parte din categoria celor de descurajare. Au fost lansate însă și arme nucleare de mai mică putere sau de mai mică bătaie. Au fost lansat din poligonul de la Kapustin Yar o rachetă cu un Iskander, cu un lansator Iskander, bate 500 de kilometri. A fost lansată Kinjal de pe un avion MiG-31, a fost lansat un calibru de pe o navă din Marea Neagră. Deci, Rusia dispune de o varietate de arme nucleare strategice. Bun, NATO. Deci, intervenția NATO este în funcție de ce ar putea face Rusia. De la început s-a conturat ideea că Rusia ar putea executa două lovituri demonstrative, una sau două lovituri demonstrative, una pe
poligonul la Cernobâl, să-l numim, și alta pe insula Șerpilor. Exact. Este posibil, sau era posibil, potrivit datelor de atunci, ca Rusia să fi plantat o lovitură nucleară subterană de mare putere pe insula Șerpilor, pentru că, potrivit declarației unui militar rus de rang înalt, spunea, Rusia, insula Șerpilor va fi ori va fi la noi, ori nu va mai exista. Deci în funcție de aceasta, în funcție de situația asta, s-a transmis de mai multă vreme mesaj Rusiei că în situația în care ar folosi arma nucleară asupra unor porțiuni de teren, asupra unor obiective din Ucraina, Ucraina va răspunde proporțional cu această, deci va răspunde nuclear. Acest lucru s-a transmis într-adevăr în mod neoficial, dar este suficient de credibil. Deci eu cred că la ora actuală Ucraina dispune de posibilitatea unei riposte nucleare gradate. Deci dispune de acest Ucraina lucru. Cu Ucraina, sprijin, da, aliat, este evident că acest sprijin vine dintr-o, poate să vină, nu poate să vină decât dintr-o direcție. România din, în această ecuație din acest punct de vedere NATO are capacitatea de a executa lovituri nucleare cu rachete Tomahawk de pe baze navale, după cum are posibilitatea reală să execute lovituri cu astfel de rachete de bazele terestre de tipul de Veselu sau cele din Polonia. Are această posibilitate tehnică. Deci de Veselu să intre în această ecuație, asta spuneți dumneavoastră. Ar avea posibilitatea tehnică. Deci nu știm dacă s-au făcut pregătiri în acest sens, dar nu cred că nu s-au făcut, pentru că este logic în momentul în care există un risc atât de mare. Deci răspunsul NATO, sau în prima fază răspunsul Ucrainei, poate fi imediat. Și acest lucru știe, din această situație s-a creat o situație mult mai gravă. Polonia a cerut Statelor Unite arme nucleare pe teritoriul său. Credeți că România ar trebui să facă același lucru? Nu știu ce are în vedere Polonia. Are în vedere să, ca pe teritoriul să fie aduse unele din bombele acelea americane, bombe nucleare americane care există în Belgia, în Italia, în Turcia sau în altă zonă. Deci asta ar fi o posibilitate. Sau cererea poloneză vizează redislocarea sau dislocarea unor rachete de tip Tomahawk de cele care au fost supuse interdicției tratatului INF. Deci nu știu ce s-a cerut, dar în orice caz, problema este că în NATO există o doctrină a utilizării armelor nucleare și noi suntem parte a acestei doctrine. Deci cererea poloneză este justificată. În momentul în care este amenințată nuclear, Polonia trebuie să-și ia măsuri de, așa e spune, măsuri de apărare sau, mă rog, de contracarare unei astfel. Din acest punct de vedere, sigur și România ar putea să procedeze la fel. Conceptual, mă refer. Ar putea să procedeze. Chiar s-a discutat acum 2 ani sau 3 ani posibilitatea aducerii din Turcia a unora dintre bombele nucleare. Sigur, România are o interdicție de utilizare, de dislocarea armelor nucleare pe teritoriul său, pentru că așa prevede Constituția României și așa prevede. Deci ar trebui, într-adevăr, ca niște pași să fie făcuți în această direcție.